câștigător al Cupei României cu Petrolul în 1995, Ion Marin le cere suporterilor să fie alături de echipă până la capăt. Antrenorul de 64 de ani a fost la meciul Petrolul Metaloglobus și a declarat celor de la Realitatea Sportivă că obiectivul promovării în prima ligă este încă realizabil. Asta pentru că trupa petrolistă este la doar 6 puncte distanță față de zona promovării. Marin a văzut la acel joc cum fanii au cerut demisia lui Stoican. Îi înțelege pe aceștia, însă experimentatul antrenor a spus că cei din galerie ar trebui să strângă rândurile, să vină lângă echipă și să le ofere toată susținerea. Antrenorul a mai declarat că nu a venit la acel joc să negocieze cu Petrolul, dar nu exclude o revenire la Ploiești ca antrenor sau conducător. Trupa petrolistă se află în vacanță, dar unul din jucătorii săi încă evoluează. Este vorba despre Ianis Stoica, tânărul fotbalist fiind implicat la Naționala României sub 18 ani. Stoica junior și ceilalți tricolori se află în această săptămână la un turneu amical în Portugalia. În primul meci, România a fost învinsă la limită 2-3 de Portugalia, unul din goluri fiind reușit de jucătorul Petrolului. În meciul 2, pofta de gol al lui Ianis Stoica a crescut, el reușind o dublă în poarta Spaniei. Mâine, Stoica și coechipierii vor juca un ultim test împotriva Turciei.